Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit așa direct în acțiune, tocmai ce m-am trezit, este ora 7 dimineața. Domnilor, s-a schimbat vremea afară, e frig, aproape că scot aburi. Dimineața la posing scoteam aburi. Taci, mă! Eu m-am pus să fac 25 de minute, 30 de minute de mers cu stomacul gol, după care vreau repede să ajung acasă să-mi fac micul dejun și trebuie să o tai la tuns, însă înainte de tuns aș fi vrut să trec puțin pe la Mitropolie, dar să văd dacă am timp. Sper să mă mișc repede. Domnilor, este joi, a doua săptămână de după concurs. Am încercat să țin cât mai ok forma, să nu mă scapă mâncarea, am 116 kg. Să fac un rebound corect. Vorba aia, de acum sunt profesionist, trebuie să fac lucrurile exact ca un profesionist. Forma este foarte bună, o să vă las un clip aici. L-am filmat pe vertical, dar nu e nicio problemă. Fac cardio, prima masă, sper biserică, sper tuns, nu sper că trebuie să merg. După care azi avem antrenament de brațe. Știu că vă plac antrenamentele de brațe. Așa, a adus și un aparat nou, foarte tare. Un aparat care face contracții aici. Deci nu prea avem exerciții care să ne ajute să facem acolo. Eu făceam la spate, la helcometru, cu bara și strângeam aici. Însă ăsta este mult mai tare. Bun. Cam pe aici sunt la cardio, Adidas și de cardio, ăștia sunt cei mai comozi Adidas pe care am avut, dar na, s-au învechit și îi țin de cardio. Și îi dăm frumos. Revin cu update. Ok, domnilor, am mâncat, iar acum am plecat spre, cum am spus, biserică și tuns. Foarte frumos pe aici, flori. Dacă aș sta pe aici aproape, aș veni zilnic la cardio pe zona asta, că e foarte frumos. Uitați, ceaiuri, tincturi, creme. Foarte fain. E 9:30, la 10 am la tuns, dar mă încadrez că nu stau mult la biserică. Sunt înghețată de asta să iau lui iubi. Gata, domnilor, uitați ce frumos se vede soarele cu biserica așa. A fost puțin și m-am rugat, acum mă duc la tuns. Ok, domnilor, gata cu tunsul. Acum am oprit să-mi iau vită. Eu îmi iau vită de la o măcelărie, vă recomand și vouă. Pulpă de mânzat și spun să-mi place acolo și fac direct burger. Iau vită, mă duc acasă, mănânc masa 2, iar după aia ne vedem direct de la antrenament. S-a încălzit afară. Ok, domnilor, gata, am dormit, am mâncat, suntem numai buni de tras de fiare. Ce ai azi? Iubi are umeri, se plângea că i-are cam popoși, cam pompați și nu-i vrea mai mari, însă mie îmi plac și o să-i dau să facă umeri de 6 ori pe săptămână. Vrei 6 ori? Eu am brațe, după cum bine v-am zis, deci va fi un vlog foarte, foarte pompat. Picioarele sunt bine la locul lor, Iubi deja a trecut la colan lungi. Hai, mergem și ne vedem de la sală. Power. Ok, domnilor, am ajuns la antrenament brațe, după cum vă spuneam. Eu încep cu antrenamentul de brațe cu câteva exerciții de antebraț, pentru că mă ajută foarte bine să mă încălzesc. Mă ajută și la coate.
cred că am observat și mi-a spus și un kinetoterapeut, durerea mea de cot provine din antebraț, pentru că nici nu prea lucram și este și foarte tensionat. Aici mai fac încă o serie, după care o să vă arăt următorul exercițiu. 30 îți fac la antebraț, lejer, așa, nu pun greutăți multe. Foarte frumos se vede un antebraț lucrat, bine. Dau epuizare și acum mai dau repede așa, doar să vă arăt exercițiile. După care merg aici, ăsta să știți că nu prea aveți cum să-l faceți în altă parte. Hai că o să fac cu brațul ăsta ca să se vadă mai bine. Poziționăm cotul pe aceeași lungime. Deci pentru durerea mea de cot, ăsta e cel mai bun. Cât de mult puteți aici. Așa, haideți că-i dau repede ca să nu vă țin. Și după aia, să mai dăm aici. Asta e old school, îl făcea lumea înainte. Punea o sfoară, lega o ganter sau un disc și la o bară învârtea. Și acum lăsăm jos. Și acum care dă o scandă. Mai dau un circuit așa și începem în curs. Domnilor, am trecut la al doilea exercițiu, după cum ați văzut, acolo am făcut flexii concentrate, uite un braț, am făcut două serii foarte lente pe negativ, o serie cu greutate maximală 22 de kg, iar o serie tip drop set. Acum suntem la flexii cu, la banca squat, am făcut prima serie 15 repetări, asta este a doua serie, voi face 5 scurte sus, 5 lente pe negativ și 5 normale. Haideți să vedem. Facem unilateral pe câte un braț. Deci 5 scurte sus. Cinci lente. Foarte important să nu întindem foarte mult aici. Thank you.
Ok, domnilor, am trecut la triceps, voi face extensii cu foara. Sunt la prima serie de lucru, voi face câte repetări merg, cu o greutate mai mare. După aia mai fac la fel, cu o serie de lucru, câte greutăți merg, cu un drop set, urmate de un drop set. O să pun un 75, așa. V-am spus că nu mergem chiar la forță maximă, maximă. Șobolani. Suntem în parcare la mall. Lorez pe de pui ananas. Am terminat antrenamentul și am venit să ne luăm ceva repede la mall. Ne-am luat mâncarea cu noi. Mâncăm și mergem la cumpărături. Deja suntem învățați cu caserolele, nu mai este absolut nicio problemă. Mâine ne vedem la măruță. Cred că tot mâine o să pun vlogul ăsta, așa că nu stric surpriza. Ha, 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 ha. Ce e ăla? Gel. Dacă te acoperi. Deja abia mi se mai vede abdomenul. N-am mâncat prostii, doar la... Deci nu faci reverse diet, nu? De acolo. Un fel, nu? Da. Am ajuns la mall. Mamă, dar ce frumos se vede. Băi, oriunde am fost, și în București, și în Cluj, și în Sibiu, nu are nimeni așa ceva. Da. Să mor eu dacă este pe undeva. Nu este. Și mall, și grădina asta, și frumos. Serios, foarte frumos. Ce stai luat acolo aia? Asta, nu știu, chestii de la, știi tu. N-am mâncat niciodată. Și înghețat aia? Băi, numai, deci numai cornetul e 20 de lei. Wow, da, dar cred că ceva... Da. Bună? Da. Și aici? A, mai cu sosul ăsta. Chestii de alea, măi, că n-am mâncat niciodată. Dar mi-am luat la pachet. Aha. Bun. Bravo. Meriți, mama. E canitare asta. Mm. Și-i bună? Chiar e bună? Bună. Gata, domnilor, am ajuns acasă. Ne facem mesele pentru mâine la drum.
Le-am făcut deja, vom merge cu avionul, pentru că ne este mult mai ușor, facem o oră cu avionul, ne întoarcem în aceea zi. Domnilor, noi vă mulțumim pentru vizualizare, vă mulțumim pentru toată susținerea voastră. Nu uitați, vă așteptăm și la online coaching. George Miron, IFBB Pro pe Instagram. Și tu cum ai, că ne-am schimbat cu Loredana Berezin? Nu, de tot cum ai. Loredana Tal pe Loredana X. Da. Ne găsiți. Vă lăsăm acolo prețul și tot ce trebuie. Până data viitoare, domnilor, nu uitați să vă antrenați, să mâncați sănătos, să gândiți pozitiv și să faceți ce vreți. Power.